Sistemul informatic al cardului de sănătate a fost blocat de duminică până astăzi dimineață în mai multe zone din țară, creând nemulțumire atât în rândul pacienților cât și al medicilor de familie. Supărarea a mers până acolo încât mai mulți medici de familie au protestat în București în fața sediului CNAS. În capătul celălalt al României, lucrurile însă au stat diferit. Și în momentul de față au mers cardurile. E foarte adevărat că anterior zilele trecute și săptămâna trecută în special nu prea a mers. Dar astăzi chiar a mers. Au fost în fiecare zi toată săptămâna trecută și în săptămânile anterioare, în special vinerea, dar și în alte zile ale săptămânii. Uneori merge, uneori nu merge, uneori merge la Iași și nu merge la Baia Mare, alteori merge la Constanța și nu merge la Cluj. Asta sunt chestii care țin doar de serverele casei naționale, care nu știu ce se întâmplă acolo, sunt tot felul de probleme. Din fericire, pacienții au înțeles situația și nu și-au vărsat năduful pe medicii de familie, dar aceștia din urmă nu vor să lase lucrurile așa. În București s-a protestat astăzi, dar nu este exclus ca și medicii din Maramureș să iasă în stradă. Pasul următor este un protest național. Deja s-au format lideri de opinie în toată țara care spun că ar trebui să facem ceva. Există o petiție la capitolul petiții online în care cerem noi medicii să fim lăsați să lucrăm în condiții civilizate și este foarte probabil să se ajungă și la protest stradal și în județe, nu numai în capitală. Nu există încă o dată certa unei acțiuni de protest, dar dacă pentru sincopele din sistemul cardului de sănătate nu se găsesc repede soluții, cu siguranță ziua ieșirii în stradă nu este departe.